Semifinala Cupei Ligii dintre Steaua și Astra pare una orgoliilor, mai ales după evenimentele din ultimele meciuri directe dintre cele două echipe. Fluierul de start al partidei va fi dat la ora 19, însă aceasta a început mult mai devreme, în birouri. Directorul sportiv al Astrei, Costel Lazăr, arată cu degetul înspre Comisia Centrală a Arbitrilor, pe care o acuză de rea intenție. Acuzele reprezentantului Astrei vin după ce Comisia a delegat la acest meci o brigadă din București, cu Radu Petrescu la centru, respectiv Vasile Marinescu și Mircea Grigoriu la cele două linii. Costel Lazăr ține că Radu Petrescu a avantajat Steaua în mai multe partide, iar asistentul Mircea Grigoriu este finul lui Spas Cojocaru, tatăl portarului Stelei Valentin Cojocaru. Astra este neînvinsă în ultimele patru meciuri disputate contra Stelei, reușind să câștige și două trofee. Cu toate acestea, Oleg Protasov nu consideră că echipa sa are un ascendent moral în fața steliștilor. Omul care a fost și sportiv și acum antrenor, dar nu știu, poate și caracterul a fost, nu s-a uitat niciodată ce s-a întâmplat acum un an, 2, 7 sau cu meciurile trecute. Se uită fiecare joc care vine să-l ia profesionist și să facă lucrurile cât mai bune. În cealaltă semifinală, disputată marți, formația Pandurii Târgu Jiu a învins Dinamo București cu 2-1.